Școlile care fac parte din proiectul Școala Încrederii au sărbătorit Ziua Încrederii. Școala Încrederii este un proces unic dezvoltat și implementat de Wellbeing Institute și Mind Education în parteneriat cu Transylvania College și Școala pentru Cuplu, care vine în sprijinul directorilor, profesorilor, părinților și elevilor din școlile din România și își propune transformarea acestor instituții de învățământ în comunități ale încrederii, contribuției și vitalității. Procesul de transformare Școala Încrederii se bazează pe rezultatele reieșite din cercetarea și cultivarea încrederii în școlile din România, un studiu continuu realizat de o echipă de cercetători din cadrul Universității Babeș-Bolyai, condusă de profesorul Petru Curșeu. Conform acestora, lipsa încrederii între director, profesori, părinți și elevi se regăsește în toate școlile din România care au luat parte la acest studiu, indiferent de proveniența urbană sau rurală. La inițiativa fostului director al Colegiului Național Dragoș Vodă, regretatul Vasile Mih, și Școala Gimnazială George Coșbuc e astăzi parte din acest proiect, motiv pentru care copiii au participat la diverse acțiuni menite a le spori încrederea. Una dintre activități a presupus și crearea unui lanț al încrederii. Care a devenit o poveste frumoasă. Am fost contactat de Transylvania College din Cluj-Napoca, împreună cu Mind Education, o societate formată din psihologi, care ne-a cooptat în acest proiect numit Povestea, transformat ulterior în Școala Încrederii. Scopul proiectului fiind câștigarea încrederii în sine, în primul rând, și în ceilalți, în al doilea rând. Școala e considerată ca un mediu în care elevii se formează prin toate punctele de vedere, astfel că în formarea lor contribuie și acest factor emoțional foarte important, de la care pleacă întreaga reușită și școlară și realizarea în viață. M-am bucurat de deschidere din partea colegilor care s-au implicat cu tot sufletul în acest proiect. L-au implementat de la începutul anului școlar în toate clasele din școală. Efectele se văd deja. Copiii sunt foarte ancorați în ideea proiectului. S-au implicat în diverse activități pe parcursul anului școlar. Iar cadrele didactice au beneficiat de cursuri de formare organizate de Fundația Mind Education de la Cluj. Și directorii au beneficiat de cursuri de formare, astfel încât în 5 ani cât durează implementarea proiectului, vom reuși, sperăm noi, sunt convinsă de acest lucru, să câștigăm titlul de Școala Încrederii. Scopul nostru este, până la urmă, de a-i conștientiza și pe elevi și pe părinți că școala trebuie să fie un mediu prietenos, cald, în care ei trebuie să-și petreacă un timp de calitate. Avem susținerea unei echipe din cadrul școlii care coordonează acest proiect. Este o echipă foarte implicată, foarte creativă, cu multe idei de activități. Astăzi a fost una dintre activitățile mari din proiect. În această activitate, în 13 mai, în toate cele 54 de școli din țară, s-a sărbătorit Ziua Încrederii. Noi am ales în acest an, fiind și zilele școlii, după cum știți, în 9 mai sărbătorim în fiecare an Ziua Școlii, anul acesta s-a desfășurat sub cupola încrederii. De la începutul săptămânii, în școala noastră s-au desfășurat diverse activități care au avut cuvântul de ordine încredere. În toate clasele au avut loc discuții pe această temă, jocuri, copiii au făcut desene, au creat chiar și o carte. Avem aici, pot să vă arăt, o carte creată de copii foarte frumoasă, în care ei și-au exprimat liber gândurile. Este impresionant cu câte idei frumoase vin copiii, cât de frumos colaborează cu cadrele didactice și simțim această deschidere din partea lor.
și simțim că tot ce facem are rezultate. Mulțumesc celor care au fost alături de noi, cei care ne-au transmis mesaje de încredere, colaboratori, părinți, copii, și mulțumesc acestei echipe minunate care desfășoară cu colegii și cu copiii din școală toate aceste activități din cadrul proiectului. Este un proiect ambițios de ambulanță care presupune multă implicare și efort, atât din partea cadrelor didactice, cât și din partea copiilor. Cum se pare acest proiect până în momentul de față? În momentul de față sunt coordonator al proiectului, al echipei încrederii, și vreau să vă spun că noi suntem o mică parte a echipei încrederea. În momentul de față avem 25 de colegi aliniați alături de noi în echipa încrederii. Am avut parte de niște pregătiri deosebite, am niște întâlniri cu oameni deosebiți în care am învățat anumite lucruri, și primul lucru pe care l-am învățat e să începem schimbarea cu noi. Deci prin cursurile pe care le-am făcut încercăm să ne schimbăm pe noi și apoi să ajutăm să se schimbe copiii, părinții. Odată ce copiii din școală vor vedea relațiile dintre noi dascălii schimbate, că avem încredere unii în ceilalți, cred că ne vor copia comportamentele. Se vor desfășura activități probabil zilnic la nivelul școlii, școala încrederii, fiecare profesor implicat, încercăm să-i cooptăm și pe ceilalți colegi, chiar dacă nu s-au înscris la început în proiectul nostru sau în activitatea noastră, astăzi au fost cu toții alături de noi. Încercăm 5 minute în fiecare zi să discutăm despre încredere și despre ce înseamnă a fi lider. Deci pornim de la liderul din mine, liderul din noi, și împreună să organizăm totul într-o sinergie, să fim proactivi, dar în același timp să știm să ne ascuțim și fierăstrăul când e nevoie, să știm să ne odihnim, să știm să îmbinăm plăcutul cu utilul și să ne formăm ca oameni și să formăm oameni. Cum se contabilizează aceste activități pentru a avea un final fericit și a primi această atât de școală? Noi avem diverse grupuri în care trebuie să postăm toate activitățile pe care le facem noi. Avem un plan de activitate la finalul cu anumite termene clare, iar la finalul termenului va trebui să scriem ce am realizat, ce nu am realizat din ce ne-am propus, iar planul respectiv este un plan deschis, adică nu este un plan bătut în cuie, un plan care suferă modificări, îl adaptăm în funcție de necesitățile noastre, de ce evenimente apar la nivel de școală sau, așa cum a fost acum ziua încrederii aleasă pe 13 mai, nu a fost de la începutul proiectului. Suntem la început de drum, cred că n-am știut primii pași când i-am făcut, n-am știut ce ne așteaptă. A fost o idee așa de a ne schimba, de a schimba ceva în școala noastră, în relațiile dintre noi, în relațiile cu copiii, și am pornit poate fără să știm în ce ne implicăm, dar cred că ajunge să ne placă lucrul acesta. Echipa încrederii se întâlnește săptămânal, are deocamdată întâlniri online în care contabilizăm ce am reușit să realizăm săptămâna aceasta. Eu și fiecare spune punctul de vedere. Eu am reușit lucrul acesta, eu am făcut așa, venim cu idei pe care le dăm colegilor, m-am gândit să fac o anumită activitate, uite, ai putea să faci și asta, și cred că avem de câștigat. Lucrăm câștig-câștig. Să formăm cele 7 deprinderi ca să fim niște dascăl fericiți și să formăm copii fericiți. Cred că chiar dacă sunt orele de matematică, 5 minute, domnul profesor își găsește timp, și de fiecare dată când un copil iese la tablă și rezolvă o problemă, să-i dea încredere în ceea ce face. Chiar dacă e oră de matematică și chiar dacă e pregătire pentru olimpiadă. Pentru că în momentul în care le dăm încredere în ei, vor avea și rezultatele. Drept urmare, rezultatele pe care le au sunt datorită încrederii pe care și-au câștigat-o în ei, pe care profesorii au pus-o. Și mi se pare esențial să le creștem stima de sine și încrederea în ei, pentru că atunci tot universul va lucra alături de ei. Deviza noastră este: inspirăm încredere, expirăm neîncredere. Un exercițiu. Putem fi de folos tot timpul.
Important e să ne iubim. Dacă avem iubire, avem și încredere. Prin iubire se creează încrederea. Proiectul Școala Încrederii a fost implementat în școlile publice din România, înscrise în program. Printre acestea se numără școli primare, gimnaziale, colegii și licee. Prin Școala Încrederii se dorește transferarea de cunoștințe și bune practici certificate internațional și cele dezvoltate specific pentru provocările culturale românești, oferirea de sprijin și mentorat pentru transformarea culturii organizaționale a școlilor, oferirea de training, coaching și resurse educaționale cu conținuturi bazate pe cercetări științifice.